Și în această săptămână, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă a scos un număr de 184 de locuri de muncă pentru roman și zonă, din care 100 sunt joburi în industrie. Alte 74 de locuri sunt oferte pentru comerț și servicii și doar 10 locuri sunt puse la dispoziția celor care doresc să lucreze ca sezonieri în agricultură. Agenții economici în zona Roman au anunțat la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 184 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe rămân în industrie, număr de 100, urmate de cele din domeniul comerțului și a serviciilor, de 74 de locuri de muncă vacante, și pentru că timpul permite, în construcții și agricultură, agenții economici au anunțat un număr de 10 locuri de muncă vacante. Preponderente în lista locurilor de muncă vacante sunt cele din domeniul confecțiilor, atât pentru cei calificați cât și pentru cei necalificați, iar în domeniul serviciilor cele mai multe locuri de muncă vacante sunt pentru vânzători și pentru ospătari. La nivelul întregului județ există vacante un număr de 602 locuri de muncă, din care 336 la Piatra Neamț, 184 la Roman și 82 la Târgu Neamț. Cei interesați de un loc de muncă la Roman trebuie să ia legătura cu Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă Roman din strada Olteniei, numerele 23 25.